Pentru că pot apărea blocaje rutiere în weekenduri, polițiștii le recomandă conducătorilor auto să-și păstreze calmul și să circule cu atenție. Și pietonii sunt rugați să traverseze doar prin locurile permise și să evite partea carosabilă. Polițiștii rutieri vor fi prezenți în acest sfârșit de săptămână pe drumurile naționale din județul Vâlcea și pe arterele rutiere importante pentru fluidizarea traficului rutier și prevenirea accidentelor rutiere, având în vedere că în această perioadă se înregistrează valori mari de trafic. În acest context, noi le recomandăm șoferilor să dea dovadă de răbdare în trafic și de calm, dat fiind faptul că pot apărea blocaje rutiere în această perioadă. De asemenea, le recomandăm șoferilor să nu se evite manevrele riscante, să manifeste multă atenție și prudență în trafic, să păstreze o distanță corespunzătoare față de autoturismul care rulează în față, să fie atenți la pietoni și la celelalte pericole care pot apărea în trafic, să evite manevrele riscante și depășirile neregulamentare, bineînțeles să respecte regimul legal de viteză. Le recomandăm de asemenea să nu consume alcool la volan, să nu se urce la volan dacă sunt obosiți, să nu folosească telefonul mobil în timp ce conduc, iar dacă este nevoie să fie folosit, recomandăm bineînțeles sistemul hands-free. De asemenea și pietonilor le atragem atenția că trebuie să traverseze numai prin locurile reglementate de lege și să se deplaseze pe cât posibil pe trotuare evitând partea carosabilă. Cam acestea ar fi recomandările noastre. Din nou facem apel către conducătorii auto să nu blocheze intersecțiile, să dea dovadă de calm, dat fiind faptul că este o perioadă aglomerată din acest punct de vedere.